Binecuvântăm echipa Alfa Omega TV, pe cei care lucrează acolo, pe cei care traduc, pe cei care sunt în la tehnică și în spatele camerelor. Sunt oameni care noi toți nu-i vedem decât dacă ne-am duce acolo în studio, și oamenii aceștia și-au pus din timpul lor, și-au pus viața lor, și iată că ne pun la dispoziție tot felul de instrumente de antrenare, de echipare a credincioșilor, a bisericilor, a liderilor. Cred că în continuare, așa cum am spus-o de atâtea ori, cred că Alfa Omega TV are un rol important în zidirea trupului Hristos, în creșterea și maturizarea credincioșilor, are un impact național cum eu sau alte biserici nu-l putem avea. E o nișă pe care Dumnezeu a dedicat-o acestei lucrări și cred cu toată tăria că ei au un destin bine rânduit, bine scris de mâna lui Dumnezeu, și ne rugăm ca acest destin pe care Dumnezeu l-a creat pentru ei să fie împlinit, nu cu jumătăți de măsură, ci în toată plinătatea. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Tudor, Dumnezeu să vă binecuvânteze, sora Mirela, pe țar, și pe toți cei care sunt alături de noastră și sunt implicați în lucrarea Alfa Omega TV. Domnul să vă binecuvânteze cu un an al favorii și cu înțelepciune și revelație de sus pentru tot ceea ce este rânduit în următorul an. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.